Și el cu cât e dat acum? E zero. Și ne întreb ce ish au pe zero ca imagine. Aha. Și asta facem noi. Da. Și atunci ai doi și trei și după aceea... Noi, majoritatea, facem așa, X-ul este atât, găsesc imaginea. Găsesc X-ul, zero. Mai invers. Ăsta este zero. Și ce aici sunt acei care sunt zero? Și doi și trei. Asta facem într-o ecuație. Da? Deci când punem, hai să rezolvăm un modul. Modul din X pătrat minus 5 plus 3, da? Minus 3, e plus 3, n-ar avea multe părți. Minus 3, egal cu 0. X-ul are minus 5 egal cu 3. Așa, deci X-ul are doar minus 5 egal cu 3. X-ul are doar minus 5 egal cu 3. O, tu din X-ul are doar... egal cu 3, adică care conduce spre x la 2. Minus 5 egal cu 3 și minus 3. 3? X la 2 minus 3. Minus 3. În prima variantă, x la 2 egal cu 8 și x egal cu 2 egal cu 2. X la 2 egal cu 2. Aici vine de 2. X1, 2. X1 egal cu 2 radical de 2. Da, și minus 3 plus 5 egal cu 2. 2 egal cu minus 2 radical de 2. 2 plus minus 2. Da. Și aici este 3 4. X egal cu radical de 2. X 4 egal cu minus radical de 2. În concluzie, ne putem închipui că am avut funcția f de x egal cu rețeta modulul x pătrat minus 5 minus 3. Și la diversi x dați, că se amigrice imaginele. Acum, imaginele pe care zero este. Ce x au ca imagine de zero? Aia. Ăștia e și plus. Deci lui 2 radical de 2 îi corespunde zero. Lui minus 2 radical de 2 îi corespunde zero. Lui radical de 2, tot zero. Și minus radical de 2, ce să vezi, tot zero. Ăștia sunt x care au luat ca imagine de zero. Asta e, dragilor, legătura între funcții și ecuații. Că ne putem imagina toate expresiile stânga ca fi rețeta unei funcții, da? Și povestea este că știm acum imaginea și găsim X și care au prin corespondența care, de care au pe 0 ca imagine. Deosebit. Dar dacă se face o distinție între funcții și treaba lor, ecuație și treaba lor și nu înțelegi deloc ce se întâmplă, cum se ar lega lucrurile, nu ești chiar fericit. Deci încearcă complet. Deci în matematică trebuie înțeles așa ca să nu... Și neînțelegându-le, din păcate, colegii mei, nu poți să le comunice. N-ai ce să comunici dacă nu înțelegi tu în intimitate. Așa că am vrut să clarific și asta legătura. Am văzut așa o admirație și spune, bă, profesor, m-am luminat și eu. Abia să spun de rezul respectiv un comentariu. M-am luminat și eu pentru că niciodată nu am înțeles. Ecuațiile era cu mama lor, cu mama lor. Fiecare cu treaba ei și să-ți bucă și mergeau. Nu, asta înseamnă. Știi imaginea așa? De acolo e o relație între două. Să spunem, cu două necunoscute. Te zic așa. X pătrat minus 5 x plus 6. Să zic, f de x egal cu da. De fapt, este Y asta, da. Care apare. Da. Atunci, relația este Y, egal cu X pătrat, minus 5, X, plus 6. Plus 6. Asta este, de când am cu două necunoscute. Și de-aia vrei să se știi, că da. Și tot, de timp, te interesează Benchmark și Y care se fac în calitatea aceea. Da, da, da. Aici, nu prea din mie se dau un Y, mă apăr să găsesc X și că e peste mână, că se dă de aici cu formula de rezolvare. Direct, dar merge mai rapid. Dau X, valori, și găsesc Y și corespundători. Și chiar așa, hai să găsim, să vedem cu arată graficul. Că doar ne-am mai propunit fel de fel de lucruri. 12 minute. Da? 12 minute. Până la 7 fix. Am înțeles, am înțeles. Asta e 12 minute, am timp să fac asta. Da? Deci te voi duce în seara asta, că dormi foarte liniștită, chit că ești plin. Așa.
și să dorme în liniște, că ai descoperit ceva spectaculos. Ecuații și funcții. Da? Până că funcțiile reprezintă centrul universului, zic așa, punctul central în matematică, noțiunea asta, bineînțeles, să nu fac nimic, totul e prăbușit, totul e aiurea, în apă, dar nimic nu ți-e clar. Dar dacă aici am bătut și am înțeles bine, lucrurile sunt... Deodată ai două funcții foarte importante, funcția fracție, da? Care are pretenții de a-i pune condiții, și funcția radicală. Alte funcții pe traseu, pe parcursul, cum mai întâlni. Dar acestea sunt funcțiile de masă. Și acum, hai să gândim funcția m de x, asta cu rețeta, egal cu x pătrat, minus 5x plus 6. E fără nicio pretenție. Ia fi de fiind pe ea, cu mamă în ea. Și să facem un tabel de valori, adică ce se obține după ce de o x valori. Ăsta e x și de la minus x, de la puțin. Y și care se obține, se pune cu linia a doua imagine astăzi. Y sau rețeta pe care o obțin. Deci Y care se obțin e că expresie în X. Depinde ce X voi pune. Corect. Ia să pune. Pentru X egal cu 0, când vine ușor cu asta, Y care apare ca X, deci 6. Pentru X egal cu 1, 1 minus 5 plus 6, 2. Pentru x egal cu 2, am făcut 0. Pentru x egal cu 3, am făcut 0. Păi da, e și o chestie. Hai să mai vedem. Pentru x egal cu 4? 16 minus 20 minus 4 minus 4 6 minus 2. Deci că 2, nu? 2. Pentru 5? 25 minus 25 6. Interesant, încep să repet. 6, 2, 0. Hai să vedem și pentru nu dacă este simetrie. Ar fi interesant să vedem. Pentru că nu sunt 9. Plus 5, 12. 12. În 6? În 6, 36 minus 30 plus 6, 32. Da, foarte tare. Da, este simetrie. Este totuși un... Iată ce fac ei grecii. Cresc așa. În stegare. Uitați. Când ei vin la minus infinit încolo, ei grecii descresc. De fapt, vin la număr mare și descresc. Până la 0. La 2-0. 2-0. Ce-o fi pentru vreun X pe aici? Și pe urmă ea crește. Pe teoria 1. Da? Deci a studia o funcție înseamnă a te întreba și fac Y. Deci până, nu știu pe unde, aici mă îndeamnă gândul să încerc să fac un pătrat perfect aici. 2 cu 3. Adică X-ul așez într-o feară. Dintre X egal cu X pătrat minus 15 pe 2. Da, 15 pe 2. Dar o știu deja, domnul profesor. Există 2 pe 2. Nu mai ca un pătrat. Așa, cum am arătat, vine x minus 15 pe 2 la pătrat, parcă era minus delta, radical de delta, în zonă, și fa 4 pe pătrat. Aminte, da? Minus b supra 2a, în formula era x, minus radical din dreptă supra 4 la pătrat. Și uite, când x e egal cu 15 pe 2, minimul valor, minim din f de x, adică cel mai mic y care se poate întâmpla să fie, este minus radical din dreptă supra 4 la pătrat. Minus radical din dreptă supra 4 la pătrat. Când x-ul este 15 pe 2, 4 la pătrat. Deci când x-ul este 5 pe 2, adică 2,5. Între 2 și 3. Între 2 și 3, chiar la mijloc. Ăsta este X-ul deștept.
care face să apară cea mai mică valoare a Y, da? Cea mai mică valoare a funcției, sau minimul funcției, cum spuneam, sau cel mai mic Y din șirul de Y care se apare. Și este minus 1 pe 4, parcă. Radical din delta, delta a fost parcă 1. Și vine minus 1 pe 4. Deci minus 1 pe 4. E cea mai mică valoare. Iată cum Y, când X vin la minus infinit și se apropie de 5 pe 2, Y vin la valori mari și scad până la cea mai mică valoare, aici e cel mai mic, atât minimul. Și pe aceea Y iau și trec schimbări mari. De aceea spune minimul funcției este cel mai mic Y care se poate întâlni din parcursul acesta de corespondență, este minus 1 pe 4 și se realizează pentru 5 pe 2. Am făcut teza să fie existențe. Da? Și acum să facem și reprezentarea grafică. Să vedem, te duci cu încă ceva foarte tare. Să reprezentăm perechile acestea de puncte într-un sistem de axe. Adică să reprezentăm la plan. Da. Graficul funcției. Cum arată graficul funcției? Bine, dacă am funcția de gradul 2, cum să spun. Funcția de gradul 2, am mâncat un pic. Pacheta, pentru că tot am vrut să văd dacă trecerea funcție, când de fapt printr-o funcție se realizează corespondența aceeași obținei Y, și am vrut să văd mai multe de funcția de gradul 2, care e dreaptă, cum arată aici. Am făcut un studiu, am văzut cea mai mică valoare pe care ating Y ce este aici. Deci când X-ul este 2, când X-ul este 2, Y-ul este 0, nu? Da. Când X-ul e 2. 1, 2. Asta e punct. Când e 3, tot 0. Da. Când e 5 pe 2 pe aici. Când ai acum așa între ele, e da. Minus 1 pe 4. Adică minus 1 este aici, da. În partea 4. Da. Și au o bucățică. Deci undeva acolo. Asta e cel mai de jos punct. Da. Grafic, nu mă voi găsi pe aici pe undeva cu Y. Da. Cel mai... Asta e limita pe care a timp de Y pe 4. Când X e 0, am zis că Y este... Când X e 1, Y este 2. Da. Y e 2. Am găsit în plus. Tot 2 este și pentru X-ul 4. Da. Uitați-vă, da? Când X-ul e 0, când X-ul e 0 este 6, deci 2, 3, 4, 5, 6. Și 6 este și pentru 5. Sigur că toți X-ii care ar fi fost între 1 și 2, ar fi generat Y în zona asta, puse toate puncte unul pe altul, aveau să creeze imaginea ceea ce înseamnă graficul funcției. Și așa. Toate punctele și repuse-o. Da? Iată graficul funcției de gradul 2. E așa să ține trebuie. Parabola. Da? Parabola. Așa arată graficul funcției. Nu? Parabola este cel mai de jos punct, vârful paraboli, e coronat din minus delta suprafață. 2a, adică X-ul așa de făcut. Da, 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 da. Și minus delta, valoarea, minim minus delta suprafață. 4a, așa. 4 minus delta supra 4 a pătrat, nu? Da, da. Minus delta supra 4, a, minus delta supra 4. Adică în cazul nostru, 5 pe 2 și minus 1 pe 4. Da. Deci ați văzut... Graficul funcției de gradul 2. Da. O parabolă. O parabolă. Deci la funcția de gradul 2 o dreptă. Da. Și la funcția de gradul 2 o parabolă. Așa. Știi că am scos acolo pe un factor comun și la mulțirea ne întoarce minus delta supra 4a. Nu este 4 pătrat. Că trebuia mulțit. Așa, eu n-am scris. No, noi am avut așa. A pe lângă x pătrat plus minus b, minus b supra a ori x, plus c supra a. Da.
Da. Și am muncit acolo, egal la neparca, și vine Iscus Bețul la 2 ani. Totul a păstrat, Iscus Bețul la 2 ani. Când am muncit la fotul. Da, am făcut-o cu... Da. Minus A ori delta, era delta aici, dar delta supra 4 a păstrat. Da, și atunci da. Am cuvântatul ducii și face minus delta supra 4 a. Deci, din motivul ăsta, minus delta supra 4 a. Sigur, atât de aia, 4 a fiind 1, dar, ca din punct de vedere al, să spunem, respectul față de matematică, nu avem voie să minus delta supra 4 a. Minus delta supra 4 a. Așa. Am vrut să... Ne-am permis o clipă discuție mai sus față de nivelul clasei a 8-a, pentru că mi-am propus foarte tare să înțelegi ce aia funcție. Să înțelegi ce aia funcție, adică din corespondență după o rețetă. Legea din corespondență, modul în care obții greșii. Și te uiți în multe greșiții. Te uiți să vezi ce, care sunt părțile componente ale rețetei respective, fracții, radicali, cam asta e tu. Și știi, când vezi fracții sărite în sus, când viitor diferit de 0, când vezi radicalul și subradicalul scrie mai mare egal decât 0, am mai făcut o chestie deosebit de frumoasă, aceea, legătura între ecuații și funcții, că în momentul în care rezolvă ecuația, nu trebuie să fie așa, după niște vorbe, că acum faci. Și pur și simplu trebuie să înțelegi mecanismul, că știi Y cu 0 și A de X. Așa, da. Sinteza, dacă să scrieți. Sinteza, oameni. Am făcut ce funcții. Am aici? Funcții, da. Domeniul de definiții. Aflarea domeniul de definiție. Și aici, la funcție, funcția relațională. Funcția radicală. Și am făcut și funcția modul. Acolo graficul unei funcții. Am vorbit despre graficul unei funcții. Formula de rezolvare a ecuației de graficul de linia. Formula de rezolvare. De grad 2. Am demonstrat, da? Da. Demonstrată. Legătura între funcții și ecuația. Legătura între funcții și ecuația. Graficul funcției de gradul 2, nu? Da. Graficul funcției de gradul 2. La revedere, dacă pe curând și în sărătășire grafică. E entuziastă când ne nebunești. Da, și aici acasă. La revedere.